Salutare, dragii mei, și bun găsit la un nou horoscop. De această dată vom discuta despre previziunile astrale aferente lunii septembrie. Înainte de a începe, vreau să vă rog să vă abonați canalului meu în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Pentru cei dintre voi care sunteți activi pe acest canal, am să vă invit să treceți peste partea aceasta. Aveți timpii în descrierea videoului și puteți da cursorul la porțiunea din video care vă interesează, însă pentru cei dintre voi care sunteți noi pe acest canal, vreau să vă spun că mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu Terapie prin Astrologie, dar și pe site-ul meu www.terapieprinastrologie.ro. De asemenea, vreau să vă invit să vizitați secțiunea magazin a site-ului meu, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi. Și toate acestea vă vor ajuta, vă vor călăuzi să vă cunoașteți mai bine, vă vor aduce răspunsurile de care aveți nevoie. Așadar, dacă aveți nevoie de detalii suplimentare, fie îmi puteți lăsa un mesaj pe una dintre paginile rețelelor de socializare, fie îmi puteți scrie pe contact@terapieprinastrologie.ro. Vă mulțumesc tuturor celor cărora îmi lăsați comentarii și gânduri foarte, foarte frumoase și vă mulțumesc încă o dată că îmi sunteți alături. Dragilor, rămâneți-mi aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii septembrie parcursul. Vă pup! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Capricorn, și bine ați revenit la un nou video, de această dată aferent horoscopului lunii septembrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Dragilor, pentru voi, luna septembrie se anunță o lună încărcată, care până după mijlocul acesteia va fi cumva cu aspecte armonioase, dar pe final de lună se vor produce câteva tensiuni. Rămâneți-mi aproape ca să aflați toate aceste lucruri și să vedeți cum vă vor influența toate aceste aspecte parcursul. Începutul de lună vă găsește, bineînțeles, tot cu Pluton, semnul vostru zodiacal, cu Pluto în mers aparent retrograd. Ei bine, acest lucru vă va viza segmentul comunicării, al modului în care învățați, al modului în care asimilați informația. Poate că vă aflați într-o perioadă de acumulare, poate că a venit un moment în viața voastră în care v-ați înscris la un curs nou, v-ați apucat de niște studii noi, poate ați schimbat ceva pe parte de carieră sau poate v-ați reprofilat cu facultatea sau cu tot ceea ce făceați din punct de vedere profesional. Deci este un moment de acumulare din punct de vedere intelectual, un moment în care luați contact cu informații noi, un moment care vă ajută să vă transformați modul de a gândi, care vă dezvoltă modul în care comunicați, modul în care vă faceți înțeleși în raport cu cei din jurul vostru. Este un moment în care puteți beneficia de anumite sau de un anumit ajutor din partea persoanelor apropiate sau a unor prieteni. Pot exista anumite favoruri pe care acestea le pot face pentru voi sau vă pot susține pur și simplu din punct de vedere moral, din punct de vedere emoțional, cu privire la această schimbare din viața voastră, dar pot exista în jurul vostru și persoane care efectiv să vină către voi cu un ajutor de ordin concret, fie că acest ajutor se concretizează printr-o liniște pe care vă oferă, un echilibru, o armonie în viața voastră, da? Se întâmplă ceva care să vă
ajute ca în perioada ce urmează să aveți contextul necesar, liniștea necesară pentru a vă vedea de treabă, pentru a putea învăța, pentru a putea da randament în sfera aceasta a studiilor sau a chestiunilor care au legătură cu a învăța ceva nou. Mai mult decât atât, modul în care comunicați cu cei din anturajul vostru este unul ok, asta pentru că Mercur până pe data de 4... Nu, mă scuzați, până pe data de 15, pe 4 iese Venus din retrogradare, pe 15 septembrie își încheie și Mercur cea de-a treia perioadă de retrogradare din acest an. Asta înseamnă că modul în care vă raportați la anumite persoane din contextul vostru social se poate schimba. Poate că veți transforma ceva în acest mediu. Fie veți deveni mai conștienți de oamenii care vă înconjoară, fie veți reuși chiar să vă comunicați mai bine ceea ce simțiți față de aceștia, să-i prețuiți mai mult, să vă arătați aprecierea față de ei. Cu unii dintre ei este posibil să încheiați anumite relații, pentru că veți beneficia de o minte brici, de o minte clară, de o minte ageră, care să vă efectiv să vă aducă acea prezență de spirit de care aveți nevoie pentru a curăța, pentru a face ordine, inclusiv în acest segment al vieții voastre. Deci, poate că a venit momentul să curățați anumite relații, anumite contexte din viața voastră care nu vă mai sunt de folos, care nu mai sunt pe aceeași lungime de undă cu voi. Deci e un moment bun în care să transformați aceste lucruri, aveți resursele necesare, aveți încrederea în sine necesară pentru a face aceste lucruri și aveți inclusiv vorbele la voi pentru a face toate acestea într-un mod diplomat, într-un mod în care să lăsați totuși loc de bună ziua, că pentru voi contează acest lucru. Și la cum sunt așezate planetele pe început de lună, aveți toate șansele să faceți acest lucru într-un mod cât mai diplomat și mai elegant. Mai mult decât atât, în segmentele parteneriatelor, fie că vorbim de parteneriate personale, da, de relații de lungă durată, căsătorii, fie că vorbim de parteneriate profesionale, ei bine, aici au loc anumite transformări, anumite schimbări benefice, anumite, să zic așa, răsturnări de situație, dar favorabile vouă, care să vă pună în valoare, care să vă aducă stabilitatea de care aveți nevoie, care să vă îndrepte cumva către un echilibru, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere material-financiar, da? Deci începutul de lună este unul benefic pentru voi, este unul care vine la pachet cu schimbări, cu transformări, dar pentru care sunteți pregătiți și care vă sunt... Bine, toate schimbările sunt favorabile, dar modul în care se petrec de cele mai multe ori ne creează un disconfort. De această dată pentru voi, toate acestea sunt cumva ceva mai armonioase, se produc într-un mod mai plăcut pentru voi. Și faptul că puteți avea concentrare pe a învăța ceva nou, care să vă ajute în cariera voastră, care să vă ajute să progresați, pentru voi asta este o binecuvântare reală. Haideți să vedem mijlocul lunii, cea de-a doua parte a lunii, pentru că în intervalul 23-24 septembrie, luna vă va tranzita semnul zodiacal. După cum știți, când se întâmplă acest lucru, partea de emoții se intensifică, suntem ceva mai irascibili, mai sensibili, da, mai irascibili. Pentru voi acest lucru se va petrece, va tranzita atât sfera despre care am vorbit pe început de lună, dar și zona care are legătură cu sistemul vostru de valori și de principii, cu credințele voastre, cu modul în care voi vă raportați la abilitățile voastre native și pe care sau de care ar trebui să vă folosiți în activitatea voastră zilnică, profesională, pentru a obține și mai multă stabilitate și mai multe resurse din punct de vedere material. Ei bine, aici se poate crea așa un soi de... un moment în care să reflectați cu privire la momentul vieții în care vă aflați și la punctul profesional în care ați ajuns.
sunteți cu adevărat satisfăcuți. Mental este posibil să fiți în locul în care v-ați gândit că ar trebui să fiți, da? Adică voi v-ați urmat, să zic așa, cu corectitudine, cu trudă, cu sârguință drumul vostru, pe care poate ați apucat-o cu ani de zile în urmă. Însă, ce se poate produce în cea de-a doua parte a lunii septembrie este această... Vedeți voi, sufletul iese la suprafață, când e lumea mai dragă și bam, iese și el. E, s-ar putea ca ceva din voi să vă zgândere și să vă aducă la suprafață întrebări de genul: oare asta vreau să fac de aici încolo? Oare n-ar trebui totuși să regândesc lucrurile? Oare n-ar trebui să-mi ascult mai mult intuiția și nevoia asta interioară de a putea pune și pasiune în ceea ce fac? Oare asta e calea mea? Asta e vocația mea? Oare îmi îndeplinesc menirea? Deci pot apărea genul acesta de întrebări care să aducă la suprafață o nevoie de-a voastră pe care foarte probabil ați neglijat-o, ați băgat-o sub preș, pentru că da, grijile de zi cu zi, facturile, toate responsabilitățile zilnice, normal că ne îndeamnă la a fi cât mai raționali, cât mai pragmatici și mai eficienți, însă ceva din interiorul vostru încearcă să vă spună că s-ar putea ca în acest ritm să nu mai duceți foarte mult, pentru că aveți nevoie să vă ascultați acel lucru din interiorul vostru care tot urlă, tot încearcă, dar îl sufocați voi, da? Să vă spună că, băi, oameni buni, puteți mai mult sau puteți să faceți lucrurile cu mult mai multă implicare, cu mai multă pasiune, nu doar ca niște roboți, da, care știu că trebuie să meargă la job în intervalul X și trebuie să dea, să-și consume toate resursele pe a face niște chestiuni mecanice și așa mai departe, pentru cei dintre voi care vă regăsiți, bineînțeles, în astfel de situații. Așa că acest interval în care luna vă va tranzita semnul zodiacal va aduce la lumină niște întrebări existențiale care au legătură fix cu reputația voastră, cu ascensiunea voastră socioprofesională și cu stabilitatea, bineînțeles că ele merg mână în mână, și cu modul în care voi vă simțiți implicați, validați, valorificați în ceea ce faceți sau sunteți doar o resursă umană și atât. Deci aici voi trebuie să stați să vă gândiți și să simțiți lucrurile cu adevărat și să vedeți dacă vă simțiți în stare de mai mult, să începeți să faceți ceva în direcția aia. Nu se întâmplă lucrurile de pe o zi pe alta, nici nu e nevoie să le transformați în ceva dramatic, gata, de mâine eu trebuie să-mi schimb sensul vieții. Nu, dar măcar să conștientizați, măcar să acceptați că e posibil ca ceva din interiorul vostru să vă tot spună de ceva timp că nu e bună direcția în care vă îndreptați. Dar voi, căpoși și cumva fixiști în ceea ce v-ați propus, voi nici de cum nu vreți să vă abateți de acolo. Și se poate să nu reușiți să vedeți pădurea de copaci. Deci, încercați mai mult să vă conectați la interiorul vostru, pentru că dacă veți face acest lucru, vor apărea și șanse, și oportunități, și persoane potrivite, contexte, care să vă ajute să regândiți raportarea pe care o aveți la planul financiar. S-ar putea ca modul în care ați gândit lucrurile până în prezent, modul în care să faceți bani, s-ar putea să se schimbe, s-ar putea să apară o idee creativă, s-ar putea să apară un plan, o ocazie, o persoană, un context care efectiv să vă scoată din cutumele voastre, din principiile voastre, din fixismul vostru, din sistemul ăla în care ați tot funcționat și care totodată să vă dea încrederea obținerii unei stabilități. Deci s-ar putea să existe acest context care să vă facă să vedeți lucrurile și altfel, dintr-o altă perspectivă, să înțelegeți că puteți avea stabilitate financiară făcând lucrurile și altfel decât poate ați fost obișnuiți până în prezent. Deci ar fi bine să aveți în vedere aceste aspecte. Iar finalul de lună, așa cum am zis, va fi ceva mai tensionat, pentru că tot ceea ce veți face cu voi din punct de vedere material, financiar, profesional,
poate afecta segmentul relațiilor personale, pentru că fiind foarte implicați acolo, concentrați, focusați pe ce faceți, puteți neglija cumva nevoile persoanei de lângă voi, acolo unde, bineînțeles, există o persoană lângă voi, unde nu există, pot exista copii care să vă dea de înțeles că nu petreceți suficient timp împreună, că sunteți prea focusați pe carieră și ei se simt neglijați, nebăgați în seamă și așa mai departe. Iar acolo unde nu există nici relații amoroase, nici copii, e bine, e un semnal de alarmă că aveți nevoie să vă ocupați și de viața voastră sentimentală, că a venit momentul să mai lăsați un pic partea asta de lucru în exces, de a fi workaholici și de a vă mai ocupa și de acest segment din viața voastră, de a mai trăi, de a mai participa la anumite evenimente mondene, de a ieși în lume, de a vă face văzuți, de a flirta, de a nu mai fi atât de sobri, închiși și serioși. Deci, finalul de lună încearcă să vă scoată puțin, totuși, din bula asta în care v-ați băgat din punct de vedere profesional și în alerta asta în care ați intrat voi și în care voi vă simțiți cel mai bine, pentru că domeniul acesta profesional pentru voi vă creează fix apița aia în care vă simțiți ca peștișorii, da? E, finalul de lună încearcă să vă explice bine, ai înțeles, ai făcut, ai dres, ai apucat-o pe un drum, minunat, dar vezi că mai există și viață după treaba asta, știi? Mai există niște oameni prin jurul tău care unii au nevoie de prezența ta, alții vor să te cunoască, alții, înțelegi? Și atunci trebuie să faceți în așa fel încât să echilibrați aceste aspecte, altfel riscați să pierdeți anumite persoane importante din viața voastră. Pot exista anumite despărțiri, anumite rupturi, anumite conflicte atât de puternice încât să vă creeze totuși un dezechilibru, anumite tensiuni. Doamne ferește, pentru cei dintre voi care aveți micuți, nu cumva să aibă probleme de sănătate, să se accidenteze. Da? Asta pentru că acolo se trage un semnal de alarmă că este nevoie mai multă de atenția și prezența voastră. Da? Deci încercați pe cât posibil să vă gândiți la aceste lucruri, să vă gândiți ce puteți face mai bine, pot exista inclusiv anumite conflicte cu anumite persoane din anturajul vostru, din grupul vostru de prieteni, din grupul vostru de colegi, pot exista anumite tensiuni cu colegi la loc de muncă, cu colegii de la locul de muncă, anumite rivalități, anumite bârfe, anumite chestiuni de genul ăsta, dar voi trebuie să dați dovadă de verticalitate, de corectitudine, de demnitate și de maturitatea cumva caracteristică vouă și să vă impuneți autoritatea, dar într-un mod matur, da? Nu în acel mod în care să li se facă oamenilor frică de voi. Deci cam asta. E o lună care vă pune la dispoziție destul de multe resurse și de voi depinde cum reușiți să le gestionați astfel încât să faceți ca luna septembrie să fie una cât mai prosperă pentru voi din toate punctele de vedere. Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Capricorn în luna septembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. De această dată vă invit să vă gândiți la o întrebare sau la o situație care vă preocupă în legătură cu parcursul lunii septembrie. Iar eu am să încerc să vă ajut cu o călăuzire prin intermediul cardurilor cu mesaje de la îngeri. Vă invit de asemenea să puneți videoul pe pauză dacă încă nu știți sigur cum să formulați întrebarea sau situația și apoi să reveniți astfel încât să vedeți ce au răspuns îngerașii pentru voi. Ok. Și avem, măi, da, avem prea multe cărți la voi. Fie sunteți mulți care vă uitați sau care urmează să vă uitați la acest video și atunci sunt multe întrebări și multe variante de răspuns, fie sunteți nehotărâți, nu știu, am să vi le citesc pe toate. Dacă au vrut să cadă toate, eu vi le citesc pe toate. Deci avem 7 răspunsuri. Primul. Pentru unii dintre voi care aveți o întrebare cu da sau nu, dragilor, răspunsul este nu. Pentru alții dintre voi, avem aici parte de romantism, de o relație amoroasă. Da?
Poate că întrebarea sau situația are legătură cu o relație. Ei bine, aveți și acest mesaj care vă spune că nu este nevoie să vă îngrijorați. Dacă nu sunteți siguri și nu sunteți siguri, pentru cei dintre voi care sunteți mai spirituali, mai credincioși, aveți varianta în care să vă întrebați voi singuri îngerașii, să nu mai fiu eu intermediarul, să vorbiți voi direct și să le cereți real un răspuns, o ghidare. Pentru ca asta să se întâmple, aveți nevoie să comunicați cât mai clar. Da? Atât cu îngerașii, cât și cu oamenii din jurul vostru și cu persoanele vizate, da, de întrebarea și situația voastră. Pentru unii dintre voi, dragii mei, a venit momentul să alegeți o nouă direcție. Da? Fie ea profesională, fie ea sentimentală. Și pentru alții dintre voi, se pare că răspunsul sau concretizarea situației respective va avea loc într-un an de aici încolo. Deci, răspunsuri pentru toată lumea, pentru toate tipurile de întrebări, de situații, da? Cam asta. Sper din suflet ca aceste informații și din punct de vedere astrologic și mesajele cărților Oracol, sper din suflet să vă călăuzească pe întreaga durata lunii septembrie, să vă fie de folos. Și speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video. Vă mulțumesc și vă invit să mă ajutați cu apreciere și o distribuire a acestuia tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Dragii mei, vă doresc ca luna septembrie să aducă în viața voastră toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!